Deci astăzi, încă o dată, au fost încălcate drepturile lui Vlad Filat și aici mă refer la faptul că instanța de judecată a respins cererea avocaților privind ședințele publice de judecată. În consecință, Vlad Filat a hotărât în semn de protest față de abuzurile pe care le face atât procurorul cât și magistrații acestei judecătorii, să declare greva foamei. Noi am avut o discuție cu dumnealui, am înțeles că și rudele au încercat să-l convingă de a nu recurge la acest pas dăunător pentru sănătatea lui, însă, necătând la acest fapt, așa a ales domnul Vlad Filat să-și exprime protestul și nemulțumirea față de aceste decizii ilegale pe bandă rulantă. Nici noi, la rândul nostru, nu putem să ne facem meserie, pentru că orice cerere pe care o înaintăm, motivată, sau este respinsă, sau se zice că nu este de competență instanței, deși în faza de judecată doar judecătorii pot să examineze cereri și demersuri. Acest protest a domnului Vlad Filat este legat și de faptul că drepturile lui sunt încălcate până în ziua de astăzi în penitenciar. Până azi nu a fost notarul ca să semneze un simplu act notarial. Domnului Vlad Filat i s-a redus timpul de plimbare. Dumnealui nu a avut posibilitatea să vorbească la telefon și atitudinea din penitenciar este una mai puțin amabilă, să spun așa. De aceea, în consecință, inclusiv și în aceste considerente, domnul Vlad Filat a hotărât să declare greva foamei. Ce matură a fost audiată astăzi în judecată? Dumnealui a făcut declarații? Ok, deci a fost astăzi un martor care a fost în funcție de președinte a unei ședințe, a unei comisii privind concursul investițional, și acest martor a declarat clar că nu a fost niciodată influențat de careva persoane și nici de cum nu a fost influențat de Vlad Filat. Despre cine este vorba? Dacă dumnealui nu a făcut declarații, eu nu voi divulga numele lui, însă este o persoană care a votat printre celelalte persoane din comisia care a decis emisia suplimentară și dumnealui a declarat cu toată responsabilitatea că a făcut, a studiat foarte bine materialele care erau la acea comisie pe masă și a votat fără să fie influențat de cineva. De ce nu s-au prezentat ceilalți martori? Astăzi urmau 6 să se prezinte. Referitor la martori, eu am o rugăminte ca să nu fie distorsionat acest subiect ce ține de martori. Trebuie să înțelegeți că în legislația națională aducerea martorilor și asigurarea prezenței lor este făcută de către instanța de judecată. Nici de cum de avocați. Odată ce judecătorii au acceptat lista de martori a avocaților în număr de 14 persoane, instanța de judecată urmează să asigure prezența lor. Fac trimitere aici la articolul 235, alineatul 1, Codul Procedură Penală. Eu cred că instanța de judecată a intrat într-un cerc vicios, pentru că odată ce a acceptat și a înconvințat proba cu martorii în număr de 14 persoane, instanța este obligată să asigure prezența, nu noi avocații. Ceea ce se manipulează în presă este că avocații aduc silit martorii, nu este adevărat. Deci avocații propun proba cu martorii și noi nici de cum nu putem fi decăzuți din această probă testimonială, deoarece trebuie să fie asigurat drepturi egale atât procurorului cât și avocaților și inculpatului. Respectiv, în consecință, acești martori urmează să se prezinte în instanță de judecată la citarea făcută de către judecători
Iar în caz în care nu se vor prezenta, iarăși instanța de judecată este obligată fie să-i aducă silit, fie să le pună amendă judiciară. Mai mult ca atât, trebuie să înțelegeți că dacă noi am fi urmărit ca Vlad Filat să fie lăudat de anumiți martori în instanță, atunci poate veneam cu martorii sub ușă și așteptam. Nu! Noi am chemat oameni obiectivi, oameni pe care noi personal nu-i cunoaștem, avocații, și deși au avut diferite viziuni sau culori politice în comparație cu al lui Vlad Filat, ei trebuie să vină să spună adevărul în instanță și să manifeste acel spirit civic de înfăptuire a justiției.